se apropie o perioadă foarte grea pentru popor, și anume perioada din an în care ne aducem aminte de copiii și tinerii și mai puțin tinerii căzuți la colectiv. E bine să reținem că într-un an de zile eforturile făcute de biserică au fost cele mai marcante. Nicio instituție din țară n-a făcut eforturile de a se alinia cererilor tinerilor cât a făcut-o biserica. Chiar dacă media a continuat să ne bruieze, să ne jignească, să ne așeze într-un fel de continuă jignire la nivel de informare. Vreau să reținem că pentru noi, pentru cei care trăim în perimetrul bisericii și ne trăim idealurile în biserică, momentul colectiv nu a fost simplu și nu este simplu, este subiect de rugăciune și sunt convins că suntem printre puținele instituții care păstrăm pe listă numele copiilor acelora și ale familiilor lor pentru a ne ruga. Răspunsul bisericii la toate marile momente grele ale României a fost în primul rând rugăciunea și suflecarea mânecilor. Noi nu suntem o biserică exclusivistă, doar în care scoatem într-o forță centrifugă din interiorul bisericii spre margine pe cei care nu înțeleg ce este biserica, ci suntem întotdeauna axați pe principiul centripet al apropierii de Hristos a cât mai multor oameni. Îi rog pe tineri, îi rog pe cei care prăznuiesc în tristețe momentul colectiv să-și aducă aminte că suntem împreună cu ei și suntem parte integrantă a rugăciunilor și că cei plecați nu mai sunt la judecata noastră, ci doar în judecata lui Dumnezeu. Iar pentru cei rămași, oricât de mare ar fi judecata oamenilor, nu poate nici cum să vindece rana aceasta de neatenție, de dramă și de supărare pe care o avem ca popor. De mai bine de un an de zile suntem într-o teribilă tensiune socială, într-o neiertătoare tensiune socială. Practicăm cea mai teribilă dintre nevirtuți, ura. Ura de sine, ura de aproapele, ura de comunitate. Ne jenăm că suntem români, ne umilim unii pe ceilalți. Ferească Dumnezeu să ai o singură greșeală, toată lumea a sărit pe tine ca o haită de lupi înconjurându-te. Nu suntem un neam de șacali. Cei care ne-au transformat în șacali și care se comportă ca niște șacali vor da seama înaintea lui Dumnezeu în aceeași măsură ca noi ceilalți care ne tratăm cu miorlăială de fiecare moment greu pe care l-avem de îndeplinit. Eu cred în puterea Mântuitorului Hristos și cred că înaintea Lui judecata Lui este nemitarnică și nu poate fi cumpărată cu nimic, așa cum nu există niciun punct în România în care El să nu fie prezent. Un sfat prietenesc colegilor mei și prietenilor mei creștini: să încercăm să ne temperăm în acuzele aduse contemporanilor și compatrioților noștri. Spațiul acesta al bisericii, al rugăciunii, nu e un spațiu al judecății aproapelui, cu atât mai puțin al judecății celui care a plecat. Trebuie să fim atenți, pentru că suntem obligați, prin Evanghelie, să fim iubitori și dăruitori de pace, făcători de pace mai presus decât orice. Și fie valul cât ar fi de greu înaintea crucii lui Hristos, tot crucea rămâne sprijinul nostru. Eu îmi doresc din inimă ca rugăciunea să fie primită și liturghiile ce se vor săvârși în perioada aceea și rugăciunile din toate bisericile să fie primite, pentru ca rana nu doar să se închidă, ci să crească într-o vindecare. Noi poate că vom închide rănile în viitorii 10-20 de ani, dar mi-e teamă că nu vom vindeca rana de sub rană, care e mult mai adâncă. Sigur că am spus-o și o voi spune tot timpul, suntem alături inclusiv de familiile celor care au plecat, pentru că nu e ușor să-ți vezi plecând din casă copii și să nu se mai întoarcă. Copiii acestor oameni au fost prezenți cu noi la prima liturghie de la Catedrala Mântuirii Neamului, au fost prezenți cu 4.000 de tineri în București, sunt prezenți cu fiecare tânăr care îi aduce la altar pentru a fi pomeniți. Biserica noastră nu e o biserică a morților, ci o biserică a morților și viilor deopotrivă, pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeu al celor vii și al celor morți. Și cred că este necesar să le spunem celor din jurul nostru că nu suntem simple instituții administrative. Ceea ce ne-a dorit Dumnezeu este mai presus decât administrație, este economia Harului lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte zilele acestea de o spus a Sfântului Ioan Gură de Aur, care spunea că prin mâna preotului și prin gura lui se împărtășește Duhul Sfânt oamenilor. Vreau să socotească zilele acestea un plus de mână întinsă și un plus de îmbrățișare fraternală din partea bisericii pentru astfel de momente.